Bună ziua! Cum creați un cont pentru elevi pe platforma eTwinning? Cum îi invitați în proiectele dumneavoastră? Pentru proiectul, de exemplu, pe care îl coordonez, pentru a invita elevii, ajungem în secțiunea, ultima secțiune din Two Space Members. Vă axați pe invitație, da? Și observați că aveți trei categorii. Puteți avea invitați un alt profesor, puteți să invitați elevi și un vizitator, părinți sau alți membri care pot să vă ajute în desfășurarea proiectului. Dacă e vorba despre elevi, observați că puteți să importați, adică să selectați din trei elevii pe care deja îi aveți implicați poate în alte proiecte sau să creați în partea dreaptă un nume pentru un cont pentru elevii dumneavoastră. Cum procedez pentru elevii mei? Indicat este să nu folosim numele întreg pentru motive de securitate. Și atunci cel mai bine este să folosim un fel de combinații. Punem numele de familie, de exemplu. E cel puțin așa mi-a fost de folos. A. Și la o al doilea pun numele profesorului. Vedeți că deci cu numele profesorului. Sau, dacă nu vreți numele profesorului, puteți să puneți numele școlii. Mi-a fost mai ușor să pun numele profesorului. Verificăm. Observați că deja s-a creat un cont, deci dăm verificare și ne asigurăm că există acesta este contul, da? Pe care trebuie să-l copiem și să-l dăm elevului. Observați că puteți să schimbați oricând situația de aici. Cum? Dacă nu doriți să mai aveți acest cont, nici nu-i creați parolă, apăsați plus și se creează un altul. Dar haideți să setăm o parolă și parola trebuie să aibă 8 caractere și să includă cel puțin un număr și poate fi și cu litere mari, amestecate. Eu nu o să vă arăt acum parola pe care o voi seta. Uitați. Selectez rolul, poate fi un elev care administrează sau un simplu membru. Elevii care administrează au dreptul să comenteze, au dreptul să intervină atunci când sunt în forum discuții. Membrii doar sunt vizitatori. Să zicem că selectăm un asemenea rol, invităm și a fost adăugat în TwinSpace. Dumneavoastră nu trebuie decât să copiați. Îi setați parola și o dați individual copilului. Dacă ne ducem acum în Members, observați că eu am un elev invitat și în momentul în care va intra, aici va fi și o monitorizare a activității sale. Sper că v-am fost de ajutor până în acest moment, iar dacă se întâmplă să nu mai știți parole sau unul dintre elevi uită parolele și dumneavoastră nu le mai aveți, există posibilitatea Export Invited. Puteți să downloadați listă, dar când ajungeți aici la Invite și când dați pe lista elevilor, când ajungeți la lista elevilor, aveți posibilitatea să, de la creion, să îi setați o nouă parolă. Iarăși una nouă și se resetează și aveți una nouă. Deci de aici, de la creion, pe fiecare cont. Sper că v-am fost de ajutor. Există și lista cu invitații care se poate downloada
și aveți lista cu elevii pe care i-ați invitat ca un Excel. Sper că v-am fost de ajutor și că toate aceste explicații vă vor folosi în desfășurarea proiectelor ITUINIC. Numai bine!